Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bun găsit la Telejurnal! Zeci de elevi ai Colegiului Național Ion Minulescu din Slatina au ajuns la spital. Din ce cauză vă spun imediat, acum titlurile zilei. După ce a fost dus în arestul poliției pentru că nu a oprit la semnalele agentului de circulație și l-a lovit, un bărbat a ajuns de urgență la terapie intensivă. Ce s-a întâmplat, vă spunem imediat. Procurorii DNA au trimis în judecată trei directori de la fosta regie autonomă pentru activități nucleare. Ei sunt acuzați că au prejudiciat instituția cu 67 de milioane de lei. Studenții de la Universitatea din Craiova au ieșit în mijlocul craiovenilor pentru a promova într-un mod inedit facultățile la care studiază. Unitatea de primire a urgențelor de la Spitalul Județean de Urgență Slatina a fost luată cu asalt în ultimele 24 de ore de elevi de la Colegiul Național Ion Minulescu cu temperatură, diaree și stări de vomă. La spital au ajuns astăzi și doi adulți angajați ai unității de învățământ. Unii dintre pacienți au necesitat internarea, iar ceilalți au fost trimiși acasă cu tratament. Medicii infecționiști susțin că este vorba de o toxinfecție alimentară pentru că toți pacienții au servit masa la cantina colegiului. Cantina celui mai mare liceu din Olt a fost închisă după ce o treime dintre elevii care serveau masa aici au acuzat simptomatologie specifică toxinfecție alimentare. 21 dintre aceștia și doi angajați ai unității de învățământ au ajuns noaptea trecută la UPU Slatina. 14 dintre ei au primit tratament medicamentos sub supravegherea medicilor. Astăzi, doar la ciclul primar au absentat 94 de copii. Cu toții au servit masa la cantina colegiului. În cauză au fost declanșate mai multe anchete. Autoritățile vor să afle de unde a apărut toxinfecția alimentară și cine se face vinovat de situația creată. S-au prezentat în camera de gardă. Pe secție la boli infecțioase avem 11 pacienți, 4 pacienți între 5 și 7 ani și restul până la 11, 17, 18 ani. Ca și simptome, greață, vărsături, dureri de cap. Astfel de manifestări digestive au prezentat mai mulți elevi, în special din învățământul primar. Părinții au optat să nu se adreseze medicilor. Ar fi bine să se prezinte nu cu părinții, pentru că avem riscul deshidratării severe, mai ales la copii, și pot apărea complicații. Autoritățile au declanșat în acest caz mai multe anchete. Pentru început, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a dispus închiderea cantinei și aplicarea unei amenzi de 10.000 de lei ca urmare a neregulilor constatate. S-a demarat acțiunea de investigare în obiectiv, bucătăria Colegiului Național Ion Minulescu, pentru identificarea alimentelor incriminate, starea de sănătate a personalului deservant, condițiile igienico-sanitare ale obiectivului, identificarea materiilor prime. Monitorizarea temperaturii în spațiile cu regim termic nu se face corespunzător, nu există evidențe pentru operațiunile de dezinfecție și deratizare, iar dosarele medicale ale personalului angajat nu sunt vizate din luna septembrie a anului trecut. Astăzi, numărul elevilor absenți ca urmare a alterării stării de sănătate a fost de 94, doar de la învățământul primar. Conducerea liceului recunoaște că primele cazuri de disconfort digestiv în cazul elevilor au apărut încă de la finele săptămânii trecute. Simptome au existat la elevii de clasele primare încă de săptămâna trecută, pe final, undeva joi-vineri. După care știm că ne-au spus doamnele învățătoare că au fost părinți care au solicitat rămânerea acasă. După aceasta, undeva luni, am avut la una din clase chiar și la întâia chiar 10 absenți. Rezultatele probelor recoltate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt din hrana servită în ultimele zile în cantina Colegiului Slătinan și de personal vor fi gata în 3-4 zile. În funcție de cele constatate, se vor dispune și măsurile necesare. Este anchetă și în Gorj, după ce un bărbat arestat pentru ultraj a ajuns de urgență la spital cu leziuni la nivelul mai multor organe interne. S-a întâmplat la câteva ore de la momentul în care acesta a fost arestat preventiv, iar suspiciunea este că ar fi fost bătut de polițiști. Procurorii au deschis deja un dosar penal pentru tentativă de omor și 5 polițiști urmează să fie audiați.
Bărbatul de 41 de ani a ajuns în arest la sfârșitul săptămânii trecute după ce ar fi acroșat cu mașina un polițist de la rutieră care i-a făcut semn să oprească. La scurt timp a ajuns în arest și a fost deschis dosar penal pentru ultraj, iar a doua zi s-a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. În aceea zi a fost transportat de urgență la spital unde a fost operat. Potrivit unor surse medicale, acesta ar fi avut leziuni la plămâni, ficat și splină. În secția de terapie intensivă, în ATI 2, din clădirea de pe strada Tudor Vladimirescu, a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, se află internat un bărbat de 41 de ani, care în cursul nopții de 21 mai a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență. În prezent, starea dumnealui este stabilă. În prezent, bărbatul este în secția de terapie intensivă și este păzit de polițiști. În urma acestui incident, procurorii gorjeni au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Surse judiciare spun că sunt vizați 5 polițiști care ar fi lovit bărbatul reținut. Crimă noaptea trecută într-o localitate din județul Argeș. Un bărbat a omorât-o pe femeia cu care trăia, apoi a dat fuga la vecini să le spună ce a făcut. Localnicii din satul Strâmbeni al comunei Căldăraru din județul Argeș au ieșit din case și s-au strâns în fața locuinței în care femeia a fost ucisă. Avea 50 de ani și nimeni nu se gândea că va fi omorâtă de bărbatul cu 3 ani mai tânăr cu care trăia. Era de notorietate însă faptul că acesta o bătea și că îi reproșa toate neajunsurile lui. Avea pensie de caz, handicap ăsta așa, de multe ori, și avea vreo 20 ceva de mine, nu apuca să la camina, se pune mâna pe pensie, că eu nu am. Dă telefon la 112 că eu am omorât-o pe Lili sau nu știu. Iulia. Și femeia asta a zis, eu nu merg să văd. Și curgea sângele după mână lui. Cei doi trăiau doar din pensia femeii, puțin peste 2000 de lei. Bărbatul nu lucra și își petrecea toată ziua la cârciuma din sat. Așa a făcut și ieri, când, după ce a băut peste măsură, s-a întors acasă și s-a luat la ceartă. În cele din urmă, i-a curmat viața femeii. Nu s-a văzut niciun scandal. Deci s-a auzit doar. S-a auzit ceartă. Ceartă. Se certau nu. Des? Deci nu s-a auzit. Cam des. Frecvent. Cel care a junghiat pe vecina? La poartă, la sora mea, a strigat-o și a spus anunțe salvarea, fiindcă a tăiat-o și este rău. Trupul femeii a ajuns la morgă, iar bărbatul a fost dus cu forța la audieri. De ce ai omorât-o? Hai, înăuntru, ușor. Lasă capul jos. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi dus în fața magistraților Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă. După 10 ani de la comiterea faptelor, procurorii DNA au trimis în judecată 3 directori de la fosta regie autonomă pentru activități nucleare. Ei sunt acuzați că au prejudiciat instituția cu numai puțin de 67 de milioane de lei. Cei 3 directori sunt acuzați că au virat în conturile unei firme private sume uriașe de bani pentru o investiție începută în anul 2009, care nu a mai fost finalizată nici până astăzi. Este vorba de o instalație de stopare a poluării cu praf, care nu a devenit niciodată funcțională. Cei 3 sunt Gheorghe Dulcea, fostul director economic și director general al RAN, Constantin Gheorghe Silviu, fost director economic adjunct în cadrul regiei de stat, și Mihai Trăilescu, fost director de investiții la termocentrala Halânga. Procurorii DNA mai precizează că pe lângă faptul că RAN ar fi ajuns în situația de a plăti lucrările neefectuate prin acțiunea celor 3 inculpați din conducere, această regie ar fi fost nevoită să plătească și penalități nejustificate. Acest prejudiciu ar fi condus de altfel și la falimentul RAN, mai scriu procurorii DNA în comunicat. Asupra averii celor 3 a fost instituit un sechestru asigurator și au fost trimiși în judecată la Tribunalul Mehedinți. Zeci de angajați din cel mai mare spital din Gorj trec prin emoții deloc plăcute. Au fost angajați pe o perioadă determinată și riscă să rămână pe din afară. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj, instituție în subordinea căreia se află unitatea medicală, caută soluții pentru ca oamenii să poată fi păstrați în spital. Din cele 86 de persoane angajate în starea de alertă, doar 22 vor putea să susțină concurs și să rămână angajate. În timpul pandemiei de coronavirus, Spitalul Județean din Târgu Jiu a angajat 86 de persoane. Dintre acestea, doar 22 vor putea fi angajate după ce vor susține concursurile de angajare. Restul fac parte din structuri temporare. Și pentru ei se caută soluții și se așteaptă un răspuns de la Ministerul Sănătății.
La începutul lunii mai, conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a solicitat precizări de la Ministerul Sănătății despre modalitatea legală prin care aceste persoane ar putea fi încadrate pe perioadă nedeterminată. Momentan nu s-a primit niciun răspuns și încă așteptăm. Cele 22 de posturi ce vor fi scoase la concurs sunt pentru un medic, 10 asistenți medicali, 8 brancardieri și 3 șoferi. Examenele vor avea loc în perioada următoare. Ceilalți 64 de angajați pe o perioadă determinată de starea de alertă încă așteaptă. În ședința Comitetului Director al Spitalului Județean a fost aprobată demararea procedurii de organizare a examenelor pentru ocuparea celor 22 de posturi vacante în statul de funcții și ocupate în prezent de personal angajat în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic. Se caută soluții și pentru alți angajați în Spitalul de la Dobrița, care se află tot sub coordonarea Consiliului Județean Gorj. Președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul Nicolae Ciucă au participat la manifestările prilejuite de aniversarea 147 de ani de la crearea Partidului Național Liberal. Evenimentul s-a desfășurat la Vila Florica, fosta reședință a familiei Brătianu, din localitatea Ștefănești, Argeș. Imediat după sosire, șeful statului Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă s-au recules la capela familiei Brătianu, unde au depus și coroane de flori. Apoi au ajuns la Vila Florica, pe jos, unde au fost așteptați de membri ai guvernului, parlamentari și aleși locali liberali. În discursul său, șeful statului a subliniat importanța asumării de către liberali a conducerii țării în mai multe momente cheie din istorie, între care a enumerat și recentele crize provocate de pandemia cu noul coronavirus și războiul din Ucraina. Indiferent de cât de greu a fost, de cât de însemnate au fost costurile electorale, un singur partid, demn de istoria și tradiția sa, și-a asumat fără ezitare responsabilitatea guvernării. Partidul Național Liberal. Cei doi înalți oficiali s-au referit la momentele dificile din ultima perioadă și au afirmat că investițiile rămân garanția stabilității și a dezvoltării economice a României. Investițiile garantează dezvoltarea sănătoasă a economiei și o creștere economică stabilă. Garantează și protejează locurile de muncă ale cetățenilor. Investițiile sunt cele care ne ajută să depășim crizele economice. Și în acest context extrem de dificil pentru toate societățile democratice, România are nevoie de investiții ca de aer. Studenții de la Universitatea din Craiova au părăsit astăzi sălile de cursuri și laboratoarele și au ieșit în mijlocul craiovenilor pentru a promova într-un mod inedit facultățile la care studiază. Cu diversi roboți construiți chiar de ei și cu care au participat la mai multe competiții naționale și internaționale, cu experimente la chimie și fizică, cu carturi de la Facultatea de Mecanică sau diverse dispozitive electrice, tinerii au încercat să scoată în evidență aturile pentru care merită să fii student al Universității din Craiova. Alexandru este student în anul 2 la inginerie electrică și a ales să studieze acest domeniu pentru că este pasionat de electronică de mic copil. Îi îndeamnă și pe alți tineri să-i urmeze exemplul. Îmi plăcea tot timpul să desfac orice jucărie electrică, să o văd cum funcționează și mai departe. Partea a doua că nu mai funcționa cum trebuie, dar era o satisfacție. De ce ai recomandat facultatea voastră viitorilor studenți? Ce puncte tari are facultatea voastră? Deoarece această facultate te ajută să-ți găsești un loc de muncă în domeniu, oriunde în țară și poți să fie foarte bine plătit. O altă tânără și-a urmat visul din copilărie și a devenit studentă la Facultatea de Horticultură din Craiova. Este un domeniu de viitor, spune tânăra, care a crescut într-o familie cu dragoste pentru agricultură. Am ales horticultura deoarece părinții mei sunt în domeniu, cu asta am crescut, cu legume, flori, pomi, fructiferi, viță de vie. În zona noastră este foarte bine văzut acest domeniu și, sincer, m-a atras, altceva nu mă vedeam făcând. Și studenții de la Facultatea de Chimie îi îmbie pe tineri să le calce pragul. Au destul de multe opțiuni pentru a lucra după aceea. Pot să zic că eu am ales chimia deoarece mi s-a părut interesantă și mai târziu aș vrea să urmez o carieră în cercetare.
Profesorii s-au aflat și ei în mijlocul studenților și au promovat realizările elevilor lor. Un cart electric, tot o machetă de autovehicul electric, făcută tot de un student în cadrul unui proiect de licență. Practic s-a plecat de la o mașinuță de tăiat iarba, de unde a luat cutia de viteze, la care studentul mai departe a făcut partea mecanică sudată, șasiul, motor de curent continuu aici, sub șasiu, și transmisia cu curea. Alimentarea se face printr-un variator de tensiune continuă pe care avem aici, pus tot de el, cu accelerație tot ce trebuie, direcția este mecanică. Deci este realizarea unui student, deocamdată cu baterii cu plumb, și sperăm noi pe viitor să putem să modernizăm cu niște baterii moderne cu litiu, dar deocamdată își face treaba. Este o ediție specială, spune conducerea Universității din Craiova, care vine într-un an important în care Unitatea de Învățământ sărbătorește 75 de ani de la înființare. Manifestarea a fost gândită pentru a atrage cât mai mulți viitori studenți pe băncile universității. Fiecare facultate încearcă să-și promoveze, dacă vreți, facultatea și programele de studii, arătând comunității din care noi facem parte, craiovenilor și nu numai, toți cei care în aceste zile vor fi pe strada Teodor Aman și în centrul vechi al municipiului Craiova, le vor arăta ceea ce fac ei în laboratoare. Evenimentele de promovare a Universității din Craiova continuă și săptămâna viitoare. Astfel, pe 2 și 3 iunie, în holul central al universității vor avea loc zilele porților deschise, în care copii, părinți și profesori vor cunoaște oferta educațională a facultăților și numărul de locuri la fiecare specializare. Așadar, studenții care urmează cursurile Universității din Craiova promovează în aceste zile oferta educațională pentru admiterea din acest an. Pentru acest eveniment, fiecare facultate are un stand de prezentare în cadrul căruia își expune materiale de promovare, cât și produse care surprind specificul activităților, precum roboți, mașini sau dispozitive sportive. De altfel, pe parcursul întregului an, conducerea Universității din Craiova organizează multe evenimente cu și pentru studenți. Detalii ne oferă rectorul Universității din Craiova, Cezar Spân. Două zile importante pentru comunitatea academică. Deschidem ediția 10-a evenimentului Studenții noștri pot mai mult. Iată o ediție jubiliară într-un an jubiliar. Anul acesta Universitatea din Craiova împlinește 75 de ani de la înființare. Ceea ce privește această manifestare, ea a fost gândită pentru studenți, este o manifestare de promovare a facultăților, dar o promovare ușor atipică, în sensul în care copiii au ieșit din sălile universității, din laboratoare, cu realizările lor. Fiecare facultate încearcă să-și promoveze, dacă vreți, facultatea și programele de studii, arătând comunității din care noi facem parte, craiovenilor și nu numai, toți cei care în aceste zile vor fi pe strada Teodor Aman și în centrul vechi al municipiului Craiova, le vor arăta ceea ce fac ei în laboratoare. Este a 10-a ediție, repet, o ediție jubiliară, o ediție importantă. Copiii și colegii mei s-au capacitat, o să vedeți la standurile facultăților, dacă vreți, de la diferite tipuri de roboței, de la automatică și informatică, roboți cu care au participat la diferite competiții naționale și internaționale și la care chiar au câștigat numeroase premii. O să vedeți carturile de la Facultatea de Mecanică, la fel, cu multe premii naționale și internaționale în competiții câștigate acum 2 ani de zile sau 3 ani de zile. Au luat loc întâi într-o cursă desfășurată chiar pe traseul de Formula 1 de la Monza. O să vedeți experiențe spectaculoase de la chimie și de la fizică. O să vedeți diverse dispozitive electrice de la Facultatea de Inginerie Electrică. Absolut toate facultățile au câte un stand prin care, repet, încearcă să-și promoveze facultatea, atât în ceea ce privește partea de educație, cât și în ceea ce privește partea socială, la care Universitatea din Craiova stă foarte bine. Spuneam că este un an jubiliar, 75 de ani de la înființarea universității. Am demarat imediat după sărbătorile pascale o serie de manifestări științifice, culturale și sportive ce se vor desfășura pe parcursul întregului an. Domnul rector, am observat că în ultimii 2 ani de pandemie sunt mulți tineri care preferă să intre direct pe piața muncii, fără să considere că mai este necesară o diplomă.
Ce le-ați transmite acestor tineri care aleg să nu urmeze cursurile unei facultăți? De ce este, de fapt, importantă încă o diplomă în zilele noastre? Da, eu pot să le spun că fac o mare greșeală. E adevărat, probabil, pe termen foarte scurt, sunt încântați de beneficiile unui salariu pe baza unei munci prestate, dar o muncă de execuție, cred eu, o muncă brută. Dezvoltarea personală și dezvoltarea unei comunități se face doar prin carte, prin știință, prin educație, prin a-ți mări capacitățile și abilitățile practice, lucru care se întâmplă pe băncile unei universități. Eu le transmit pe această cale că îi așteptăm la Universitatea din Craiova, avem o ofertă educațională extrem de bogată, extrem de diversă, fiecare își va găsi locul și traseul educațional, pentru că noi la Universitatea din Craiova chiar ne ocupăm de copii, suntem o universitate centrată pe student, o universitate care conciliază studenții. Ce alte programe, să spunem așa, aveți de a-i atrage pe studenți, pe viitorii studenți la Universitatea din Craiova, pe lângă acest eveniment în stradă? Pe lângă acest eveniment în stradă, vorbeam despre zilele porților deschise, unde va fi prezentată oferta educațională în detaliu a fiecărei facultăți, domeniu și specializare, licență și master. Și avem diferite manifestări, spuneam, științifice, culturale, chiar și sportive, adresate studenților. Avem competiții studențești, sunt în desfășurare chiar și zilele acestea, cu diferite concursuri studențești la facultăți. O să avem în toamnă o nouă ediție a Cupei Universității din Craiova pentru liceele Olteniei la mini-fotbal. O să avem manifestări culturale, iată, suntem parteneri la Festivalul Shakespeare, colegii la Facultatea de Litere, Departamentul de Artă, vor organiza diferite manifestări culturale, colegii și studenții noștri de la Facultatea de Sport, flashmoburi în fața Universității, pe Esplanada Teatrului Național, diferite tipuri de manifestări prin care promovăm Universitatea și încercăm să atragem copiii la Universitatea din Craiova. Eu îi asigur că merită. Am avut 2 ani de pandemie în care cursurile s-au desfășurat online. Toți studenții acum fac cursuri în format fizic? Da. Toți studenții acum fac cursuri în format fizic. Începând din toamnă, probabil va interveni și acea reglementare legislativă. Mai sunt câteva detalii depus la RACIS, prin care o parte din activitățile de la învățământul cu frecvență pot fi organizate și online. Și plecând de la această întrebare a dumneavoastră, vreau să vă spun că pe lângă faptul că am distribuit în acești 2 ani de zile aproximativ 3.000 de laptopuri și tablete pentru studenți, am câștigat un proiect și deja s-a făcut achiziția. În toamnă vom mai distribui încă 1.056 de laptopuri pentru studenții universității noastre, neavând legătură neapărat cu a participa online la cursuri, dar și cu acest lucru. E vorba de o educație cât mai bună, a le pune la dispoziție aceste device-uri, dacă vreți, cât mai multor copii, în primul rând celor din medii defavorizate, pentru a avea un acces cât mai bun la educație. Silviu Purcărete a venit la Festivalul Internațional Shakespeare cu Macbeth, piesă jucată de actorii de la Teatrul Maghiar de Stat Cluj. Scenograful Helmut Sturmer a încercat să un sistem de teatru îmbrăcat în imagini cabareto-poetice, iar compozitorul Vasile Shirley desăvârșește cu muzica sa viziunea lui Purcărete. După un început greoi ce a amintit de stilul regizoral tarkovskian, piesa a explodat cu scene de război care s-au derulat și în mijlocul spectatorilor într-o sală Amzapelea arhiplină. Este a treia sau a patra oară când lucrez cu domnul Silviu Purcărete și face deosebită plăcere. Domnia sa lucrează la milimetru, la moleculă, așa obișnuiesc să zic. E foarte ușor, e foarte exigent și tocmai din această cauză e pune lucrurile acolo unde sunt, e foarte atent la actor și la tot. Suntem foarte norocoși și onorați că am avut această oportunitate și deja mai multe ori am lucrat cu domnul Silviu Purcărete și chiar că a fost minunat. Publicul era foarte receptiv, cred, la probleme ce apar în piesă, mai ales dat fiind faptul că există războiul și conotația asta a puterii
schimbătoare, dar profund totul rămâne. Macbeth este cea de-a cincea producție pe care Silviu Purcărete o realizează la Teatrul Maghiar de stat Cluj, după cumnata lui Pantagruel, Gianni Schicchi, Victor sau copiii la putere și Julius Caesar. Universitatea joacă vineri pe teren propriu în fața formației FC Botoșani barajul pentru accederea în Conference League. Pentru a salva un sezon slab, oltenii trebuie să câștige. Reghecamp știe cât de importantă este pentru suporteri o participare în cupele europene. Antrenorul oltenilor a amenajat o serie de titulari în ultima partidă din Liga 1, câștigată de Universitatea în fața Farului cu scorul de 4-1. El a declarat că echipa sa are probleme la finalizare. Oltenii aduc ușor mingea în careul adversarelor, dar jucătorii de finalizare nu sunt inspirați. Și în meciul cu FCSB și în meciul cu Sepsi noi am avut foarte multe ocazii. Singurul lucru la care noi am fost absenți, inspirația și finalizarea, unde trebuia să luăm probabil alte decizii în momentele respective. Dar ca joc noi am fost peste cei de la FCSB și peste cei de la Sepsi. Din păcate rezultatul a fost unul negativ. Cât despre importanța acestei partide, care poate salva cât de cât un sezon în care Universitatea a avut ca obiectiv titlul de campioană, dar și postul de tehnician al lui Reghe, antrenorul oltenilor a spus. Eu nu văd o presiune așa cum o descrieți dumneavoastră. Sunt lucruri normale care se întâmplă în viața fiecărui sportiv. Că e antrenor, că e fotbalist, întotdeauna se discută la sfârșit de sezon aceste lucruri. Domnul Rotaru, ați mai vorbit? Bineînțeles că vorbesc. De ce să nu vorbesc? Și chiar dacă ar fi să plec de la Craiova, eu tot prieten cu Mihai Rotaru voi fi. Deci nu schimbă cu nimic relația dintre noi. Este strict business, noi avem lucrurile foarte bine stabilite, deci nu ar trebui să începeți această discuție, că nu și are rost. Meciul dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani din barajul pentru participare în Conference League se dispută vineri pe stadionul Ion Oblemenco de la ora 20:30. Să aflăm acum și ce ne rezervă vremea pentru mâine. Astăzi vremea a fost mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice. Cerul a fost variabil, cu norări temporare în zona de munte, unde izolat au fost averse slabe. Temperatura aerului avea valori cuprinse între 23 de grade la Polovrat și 28 de grade la Calafat și Băileș la ora 16. La noapte, cerul va fi variabil, cu norări mai ales în nordul regiunii. Local, la munte și izolat în restul regiunii, vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, averse torențiale și izolat grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. Mâine vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, izolat, mai ales la munte vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade. Vă prezentăm în finalul telejurnalului top 3 cele mai vizionate știri și interviuri care au fost difuzate în cadrul telejurnalului regional și postate ulterior pe pagina de socializare Facebook a TVR Craiova. Pe primele 3 locuri se situează interviul zilei cu Aida Ionescu, știrea a început festivalul Shakespeare și interviul zilei cu Eduard Bondoc. Clasamentul a fost realizat pe baza numărului de vizionări înregistrate de clipuri, dar și în funcție de numărul de aprecieri, distribuiri și comentarii. Cu aceste informații, telejurnalul regional a ajuns la final, însă dacă sunteți martori unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite informații și imagini pe numărul de WhatsApp 0746145204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. O seară liniștită să aveți! La revedere!